Foarte frumos. Foarte frumos. M-am văzut odată în timp ce pornisem problema că nu am suficiente argumente pentru a ataca cu două interpretări. Și atunci m-am lăsat acolo în urmă raționament și am zis, nu, nu, stop. Dar nu vedem că noi îl o ducem și zicem noi interperpendicular. Nu, nu. Și mai trebuie să avem argumente pentru ca ea să fie. Când V era cu calitatea dată de autor, că ura nu găsim noi, și acum când muncim să arătăm asta, că e o treabă bună ce am făcut acolo. Dacă noi nu ne complicăm să găsim pe O, să zicem toată povestea despre O, și ziceam, ducem V, O perpendiculară pe plata BC. Și presupunem că ea e. Nu. Așa că era. Nu, nu, nu. Nu, nu era. Hai să vă spun acum, nu, nici vorba. Nu, nu. Deci, nici în cap, în discuții. Mai vreau să vă spun că dacă aș apute, urma cel de pe urmează, urmează să o facă, mi-ar foarte ușor. Deci, așa teorema. Dacă așa, pe BC, și așa, tot pe BC, atunci așa, de o pentru vreau pe plan. Cum e mai dezvoltat? Dacă așa, da. Duc o perpendiculară pe o dreaptă din plan. Adică V A1, V A1 perpendiculară pe BC. Da. Și din VO am că O A1 e perpendicular pe BC. Da. Și mai trebuie și cealaltă. Ca să fie tot o drepte concrete, tot acolo. A, tot acolo. Nu am puterea să arăt că am și A, O A1, O B1. Vedeți, trebuie să exploatez asta. Neapărat trebuie să exploatez asta. Deci nu am o plăcărea să mă ridic, pe raționamentul ăsta. Bun. Hai, sedem figura. Sedem, da. Da. Nu mi-era să o ștergem, dar o ștergem. O ștergem, nu avem ce face. Lăsați vă mult să o să mai facem. Da, adică asta aveam prism, frate. Bun. Următoarea problemă, domnule. Problema 29, de la pagina 140. Deci 29 de la? 140. 140. Sine prin mai probabilă dreaptă. A, B, C, A, prim, B, prim, C, prim. Deci, prin ipoteza, avem A, B, B C, A, prim, B, prim, C, prim, prisma triunghiulară dreaptă cu baza triunghiul echilateral A, B, C. Prisma triunghiulară. Se vede că triunghiulară, că am trei bitereșuri la spiețelor. Da, prisma dreaptă. Triunghiulară, dreaptă. Cu baza triunghiul echilateral A, B, C. Triunghiul A, B, C, echilateral. Și e mijlocul mușchii BB'. E aparține din BB'. Așa. Dar nu oricum. Da, așa. Deci așa punem BB'. Da. Așa încât B e egal cu E BB'. Dacă AB intersectează A'E AB intersectează A prim E în D. Egal mulțimea făcută din punctul D. Arătați că. În concluzie. Să arătăm. Că triunghiul ADC dreptunghi. ADC dreptunghi. Și la BX să arătăm că DC. AB. BX. DC perpendiculară pe planul AC C prim. A, C, C, C'. Deci, de ce pe planul A, C, C'. Da? Da. Să facem planul. Așa, A, C, C. Că nu facem altceva decât să desenăm o prismă. A, de ce înseamnă prismă? Prisma înseamnă că triunghiulară, înseamnă că baza este un triunghi. Și că muchiile cele trei sunt
sunt congruente, sunt perpendiculare pe, pe planul bazei, adică în loc să fie cutia de chibrit, acum e dată cu o diagonală. Și deci trebuie să ai în minte în clipa asta ce înseamnă prisma triunghiulară. Deci, îi exact cum ar fi fost cutia de chibrit, dar tăiată pe diagonală încât a rămas un triunghi jos. Și un triunghi sus. Așa că, o să, triunghiul este echilateral. Știi cum desenăm? Nu? Desenăm un triunghi în spațiu. Așa. A, B, C. Ridicăm perpendiculare de plan. A, A prim, respectiv. Ele sunt paralele, perpendiculare fiind pe plan, sunt de aceea și ajungem pe prim, și respectiv. Ce ce prim? Și iată că am reușit să construim ce ne-am propus. Prisma triunghiulară. Prisma triunghiulară A, B, C, A prim, B prim, C prim. Și ei se află pe B, B prim. E. Se află pe B, B prim, dar zice, nu m-a întâmplat. Așa de lucru. A, la mijloc. La mijloc. Așa de zice autor, da? E la mijloc eu. Și A, B intersectează A prim, A, B, cu A prim, uite așa. Adică, în planul feței, în care față ne ducem? A, B, B prim, B. Duc pe A, unesc pe A cu E. Și mă duc până când intersectează pe A, B. În punctul care? D. D. În felul ăsta am notat să arătăm că A, D, C. A, D, C. Deci A, D, C este un triunghi dreptunghi. Să ne desenez o altă culoare. Deci arătăm că A, D, C este un triunghi dreptunghi. Da, mai întâi să înțelegem bine problema. Vă zic că acesta a fost prisma, am exersit la priză triunghiulare, cu triunghiul ABC echilateral. Opa! Să nu uităm asta. A, A, A. De latura A. Sau, nu, nu, dar el zice mai A. Da. Știm ceva despre înălțime? De A prim, B, B prim, C, C prim, nu știm nimic. Știm că e prisma dreaptă. Știm că... Știm că A prim este perpendicular pe AC. A prim este? Perpendicular pe AC. A prim perpendicular pe A... C. Ce? Sigur, nu A pe AC. A prim e pe B, și pe B, C și pe toate laturile, da? Deci A prim e pe AD, dacă vreți. Adică triunghiul A prim AD este ce fel de triunghi? Dreptunghic is... Nu cred. N-am niciun motiv de să spun. Dreptunghic, da. Dreptunghic. N-am să spun că asta e pe toată asta. N-am o idee să știu. Pare să fie o idee deșteaptă. Oare cât va fi BD de mare? BD cât D e? BD cât D e? Ce motiv ai tu? Că... Adică aș mai spune, aici e o îndreptate. Aș mai spune că o catetă e cât ipotenuza. Că B... E posibil? Nu. E posibil. Oare triunghiul cât D e social? A, C, D. Miruna, nu știu ce să zic. C,
Era, era școală. Hai să ne îndreptăm spre BD. Cât e de mare BD? Cine îmi spune BD cât e de mare? Parcă m-aș agăța de chestia asta. BD. Ar fi cât a BD, dar cât de mi-s-o cer. Nu exploatăm deloc faptul că e la mijlocul BD prim. E la mijlocul lui BB prim. Ai exploatat asta, că e foarte simplu. Dacă vă duceți pe culoarul ăsta... Deci, B prime este cât e B. Da. Atunci B de egal cu B e. B de egal cu? B e. B e. De unde? Ai argumente. Eu te cred. Am venit și spune, pentru motivul ăsta. Eu doar atâta știu că B e este cât e B prim. Știu că sunt într-o prismă. Știu că... Dar nu spun. Ce părere aveți despre triunghiul A prim B prim E și E B D? A prim B prim E. Sunt dreptunghici amândouă. Sunt asemenea. Triunghiul asemenea. Mai mult. Sunt comune. Da, sunt comune. Sunt sigur că... Ce motiv ai să spui că triunghiul ăsta A prim B prim E și E B D? B e congruent cu B prim E, s-a pus la vârf și... Deci unghiul ăsta... Unghiul ăsta și pe ăsta din ordinare, suntem unde în... Aveți și unghiul pus la vârf, aveți și A prim E, și sigur că toate suficiente motive să spunem că triunghiul ăsta... Atunci, BD o să fie cât A prim B... A, o să fie A! Da? Deci, BD este cât A prim B prim, iar A prim B prim este cât A B. Și atunci, BD este încolat. Deci, A cât de isoscel, am spus eu. Care? A cât de isoscel. A cât de... Deci, cât o să fie tot A. A cât de... Isoscel. De ce? Că acolo, că B e mediană. Că partea A, B egal cu BD. Stai și de ce? A, că B este mediană în A, că... Că B este mediană în triunghiul A, că D. Da. Până ești în vârful cu mijlocul, da? Da. Trebuie să ne lipsește toată ce o. Hai să ne întoarcem la, la problemă. Mai puteți arăta că BD este cât A, B și într-un alt mod? E cât ăsta care v-am sugerat. Iar zic, cum aș zic că nu. Nu, nu, nu cred că asta spune. Zice, mă gândesc, mă gândesc. Da? Să vedem o altă idee. Cum anume mai puteam arăta? Nu mai puteam. De ce mi-ai spate? Nu, nu. N-ai descoperit un lucru? Cât insistăm mai mult pe o problemă, cu atât avem satisfacție mai mare. Și că B e mediană? Deci, eu vreau să găsesc o altă idee în care să arăt că BD este cât A, B. Ia uitați-vă, ce este E? Domnul profesor, acum știu ce ați cedit dreptunghiul. Stai, stai, hai să nu mergi în ideea, domnul. Că și eu știu că am ideea. Da, hai să vedem. Deci e B. Da. În triunghiul A prim A D. Ce este E B în triunghiul A prim A D? E linie mijlocie. Este linie mijlocie. Dar de ce este linie mijlocie? Că pentru că E B ca valoare este jumătate în A prim A. Bun. A, și este paralelă și fie jumătate. De asta neapărat o taie pe A prim D la mijloc.
Și pe A, D, la mijloc, cât B e la mijloc. Și așa, A, B este cât B, D. Deci insist încă o dată. Vedeți? De-aia merită să insistăm mai mult. Calitatea lui E, B, ca fiind jumătate din B prim B, a lui E, B, ca fiind jumătate din A prim A, într-o prismă, B prim B cu A prim A, sunt de aceeași măsuri. Și lungime. Corect. Și atunci, iată, pe E, B, linii mijlocii, și în clipa aceea, taie pe amul două, și pe A, B, și pe A prim D, la mijloc. Adică, A, B este cât B, D. Ați văzut și pe calarea asta și pe partea asta că e la mijloc. Hai să zice A, B, D, pentru că mediana, într-un dreptunghi, jumătate de ipotenuză. Și cum? Am și directă și reciprocă. Deci, într-un triunghi dreptunghic, mediana este într-un triunghi dreptunghic. Mediana, adică C, B, A, D, e jumătate din ipotenuză. Într-un triunghi dreptunghic. Dar nu știu eu, nu știam, dacă ar fi fost dreptunghic, atunci în mod sigur mai spuneam, dacă C, B e mediană și este, ea se știe ca o linie jumătate din ipotenuză. Și dacă se întâmplă asta într-un triunghi oarecare, ca mediana să fie jumătate din latura la care se duce ea, atunci neapărat triunghiul ăsta este de 90 de grade. Reciproca acestei teoreme. Și dacă nu mai știam teorema asta, ar putea afla? Acum vorbim la treabă. Deci dacă nu știam teorema asta... Nu am uitat cum se exact. Cum am fi putut reacționa mai departe ca să arătăm că triunghiul este dreptunghic? Până la urmă trebuie să arătăm că triunghiul AC D este dreptunghic. Și noi observăm că am aflat cu bădâria, observăm că CA asta este jumătate din AD. Noi asta vedem, deși nu știm că e triunghiul dreptunghic. Deci CA e jumătate din AD. E jumătate din toată AD. Deci înseamnă că unghiul ăla de lui e 30 grade. Da? Măcar asta. Tot mă, dacă nu mi-aduc aminte din teorema. Sigur că da. Și dacă și... e 30 de grade acolo și aia e A și aia e... Asta este de 60 de grade, știam noi. Dacă e dat echilateral, ăla de 30 și dacă ăla de 90. Da? Deci și asociațional merge foarte bine. Dar avem pe ăsta de 60. Da, din ipoteză. Da. Și observ că AC... Vedeți cât e de important să notăm fiecare latură pe figură? Nu ați văzut din multe ori mă duc și fac da. Chestia asta. Și acum ați notat cu una. Nu era dat. Vedeți, ei nu sunt tentați să scrii ceva. Pentru că nu era dat nimic. Da. Și nu ați notat cu una și ați făcut foarte bine. Pentru că ei aici au văzut imediat. Deci, vezi, ajută foarte bine. Foarte tare. Și vizual. Și vizual o problemă trebuie făcută. Dacă nu ați notat cu asta, știți că nu cred că nici mereu. Nu aș dea seama, poate nici eu nu vedem acolo așa. Deci, eu cred că așa. Ați făcut foarte bine. Cu A, cu ceva. Ca să arătăți triunghiul este echilateral. Nu degeaba. Ia să marchez chestia asta. Exact. Că nu-mi dă autorul niște numere. Exact. Că de regulă sunteți obișnuiți cu ce? Să faceți niște calcule. Teoria, nu puteam practica acolo și ce? Da. Începem acum să elaborăm raționamente. Corect. În legătură cu o problemă. Nu să facem concret niște calcule. A geometrie, asta este foarte tare. Acum, pentru chestia asta cu triunghiul dreptunghic, hai să facem, să spun în final, filmul a ceea ce vom redacta. Te rog să povestești, frate. Pentru a face punctul amic. Deci, intrând la prima A, D, da. Avem că A prima D de 90 grade. A prima D de 90 grade, corect. Și E, B, e linii mijloci și e paralelă cu A. E, B este paralelă din faptul că B
contează asta. Cum B, B, prim. E paralelă cu A, prima, și e în mijlocul B, B, prim. Nu, nu. Atunci e B, e paralelă cu A, prima. Stop. E paralelă. Și lim... Nu știu de ce. Acum argumentează. Pentru că ei la mijlocul B, prim B. Așa. Atunci e B cât e din mare față? E B egal cu jumătate. Cu jumătate din B. B B prim. B B prim. Deci e B jumătate din B B prim. Adică e B jumătate din A prim. De-aia e mijlocie. Deci dacă am dus o paralelă, asta nu știu de asta. Pe revoltare, da? Deci dacă am o triunghi, la întâmplare, și duc o paralelă, și ea e deșteaptă, e jumătate din asta, nu-i decât calitatea de a fi trecut la jumătatea latură ăsta. Adică ea devine din ei mijlocie. Invers, din ea mijlocie ce știi? Din ea mijlocie paralelă și jumătate din asta. Și dacă jumătate, paralelă cu sotul, atunci ea este din ei mijlocie. Deci și dreptă și reciproc. Bun. Ia tot e V, care e paralelă cu A prim A, e B, e jumătate din B, B prim de jumătate din A prim, deci e B este linii mijlocii și o taie pe A prim de la mijloc, dar o taie și pe altă care mă interesează pe mine la mijloc. Așadar, B e calitate de a fi, ce calitate de a fi la mijloc lui A, D. Și cum asta B este A mic și B, D este A mic. Și cu asta am aflat în triunghiul A, B, D, am aflat pe... Avem un triunghi A, D, C, un triunghi A, D, C, nu știu nimic despre el, în care C, B, capătă calitate de mediană, și C, B, fiind latură, fiind latura triunghiului echilateral este A, da? Și latura la care este dusă, nu? A, D, mediana relativă, la latura A, D, sesizăm că ea e jumătate din A, D. Și atunci, într-un triunghi care mediana e jumătate din latura relativă la care am dus-o, adică felul ăsta văzută, atunci obligă unghiul din vârf, de unde s-a dus, să fie 90 de grade. Asta e de ce, păcat de vreme, mediana relativă la unghiul respectiv, dacă jumătate din latura opusă, triunghiul este dreptunghi. Să arătăm că de ce e perpendicular pe A, C, C prim. De ce? De ce? De ce? De aici și ce aici. De ce perpendicular? A, C, C prim. A, C, C prim. Păi de ce e pe AC, am demonstrat acum. De ce este pe AC, da. Am demonstrat acum doar. Păi A prim perpendicular pe AC. A prim. Perpendicular pe AC. Pe da. AC, da, de acord. A prim perpendicular pe AD. A prim e perpendicular pe AD. AD. Pentru că A prim e perpendicular pe planul ACD. Sigur că dar toate munchiile sunt perpendiculare. Da. Ca să fim de acord. A prim e paralel cu CC prim. Da. Rezultă că CC prim e perpendicular pe ACD. Pe planul ACD. Dar și ce ce prim e pe care pe planul AC? A, B, C și A, A, C, D. Păi da, dar nu rezultă că ce ce prim e pe AC și ce ce prim e pe CD. Da. Și nu trebuie să arătăm că de ce e perpendicular pe AC, ce prim. Asta. Da, și... Am demonstrat cu CC prim egal pe planul ACD, că CC prim perpendicular pe CD. Deci CC prim pe planul ACD, tocmai am spus de ce. Da. Și atunci CC prim perpendicular pe CD. Pe CD. Corect. Sau de ce perpendicular pe CC prim? Da, și aveam și DC prim egal pe AC, și rezultă că DC prim egal pe planul ACC prim. Corect. Corect. Aici avem nevoie. Deci, atât cum fructifică minuna
toată povestea. Zice, cel ce păim e pe venitoare pe planul de jos, ABC, adică pe ABC, pentru că noi în final am prelungit pe AB până s-au întâlnit cu... Adică D-ul ăsta este din planul ABC. Aici trebuie să insistăm un pic. Noi cum am făcut? Am prelungit pe AB până s-au întâlnit cu A prim E. Ade. În punctul D. D este și pe A prim E, dar D este și pe AB. Dacă D e pe AB, iar AB este din planul ABC, că eu trag din plan, atunci toate punctele de pe dreaptă sunt în planul ABC. Deși D face parte din planul ABC. Da? Deci D este din planul ABC. Și acum, cum cel prim e perpendicular pe ABC, cel prim e perpendicular pe toate dreptele în ABC. Deși pe C, T. Adică invers. Adică invers. De ce e perpendiculară pe ce prim. Dar de ce era perpendicular și pe AC, că am arătat noi. Păi. În triunghiul AC, D este dreptunghi. Da. Iată că de ce e perpendicular pe două drepte concurente din planul AC, prim. E și pe AC și pe CC. Atunci de ce perpendicular pe tot planul AC, prim, CC, prim. Mai era un pădat atare și când nu ești atent, povestești tu. Da? Atenție. Aici facem încă o dată serviciu maxim. Da, exact. Like și share. Acum sunt doar prietenii noștri. Aici e cel mai important. Este maxim serviciu pentru că ei insistând de atâtea ori, de două, trei ori, ei vor avea bucuria când văd filmul ăsta atunci la capăt să-l înțeleagă. Nu mai sunt obligat să zic, stop, mai dau încă o dată, stop, mai dau încă o dată, să înțeleg, să văd, să văd, să văd. Cum spuneam mai devreme, și la clasă nu poți face asta. Nu poți opri profesorul, chiar dacă, mă rog, profesorul depune maxim efort și încearcă să repete de două, trei ori. Dacă tu te dai deoparte din fața raționamentului și nu urmărești, și ai pierdut o verigă, gata, asta e pe afară. Exact cum ai ieșit din clasă. Nu ai nicio șansă, mă rog. Am fost cu toți în bancă, știm bine ce se întâmplă. S-a rupt filmul într-un loc, nu mai ai nicio șansă. De aceea, pentru toți prietenii noștri și pentru cei care vor să înțeleagă, au șansa să dea filmul să-l vadă de mai multe ori, și le spun așa, adică, noi trebuie să arătăm că de ce? Așa zice aici. De ce? Ești obosit. Gata, te văd. De ce? Perpendicular pe planul A, A prin C, prin C. Dar știi ce șansă mare ai? Ai filmul mă să-l vezi, îl pui de 7 ori acasă, în weekendul ăsta, așa, să vezi, nu? Dar pentru momentul ăsta, pornesc și spun, de ce trebuie să arătăm că e perpendicular pe A prim A, ce prim și viser. Ce bine ar fi să arăt că de ce e perpendicular pe două drepte din concurente din planul A prim A, ce prim. Dar în planul A prim A, ce prim s-ar afla ce? Și cum am arătat că A, C, D e din 90 de grade, adică de ce perpendicular pe A, ce? Și dacă aș mai arăta că de ce e perpendiculare pe o altă dreaptă din planul ăsta, ori pe A prim, ori pe CC prim. Pe CC prim mai e pentru că, vezi, în nouă liceu din profesor A, C prim, C. A, C prim, C, dar nu este și A prim. Da, dar e mai drăguț, încât nici îți sugerează pe... Bun, iar autorul, ca să ne distrag atenția, vezi? Da? Sigur că da. De ce aș vrea? Aș face pe A prim. Putem să o facem pe A prim. Uite de ce am de face pe A prim. A prim e perpendicular pe A, de... A prim e perpendicular pe ABC. Pe ABC, da, și A prim e paralel cu C, C prim.
Stai o secundă. Stai. Dacă A a primit prioritatea planul ABC, e perpendicular pe orice dreaptă din planul ăsta. Adică și pe CD. Cam atât că CD din planul ABC. Corect. Deci A a primit perpendicular pe CD. Pe CD. Adică de ce e perpendicular pe A a primit? Pentru tu așa mă duci. Deci de ce e perpendicular pe A a primit? De ce e perpendicular pe A? Iată că de ce? Pentru că avem două drepte concurente din planul ăsta. Tot atât de bine este. Deci, vezi cum am zis? Pentru a arăta că de ce e perpendicular pe planul A prim, A, C, C prim, visez la ideea de a arăta că de ce e perpendicular pe două drepte concurente din planul ăsta. Și tu m-ai îndemnat să merg pe A prim și pe AC. Pe AC este din triunghiul ACD de măcar la punctul A. Iar pe faptul că e A prim A, de ce e perpendicular pe A prim A? Merg invers. A prim A e perpendicular pe planul ABC din prismă, prismă dreaptă, și A prim A e perpendicular și pe dreapta ACD care e inclusă în planul ABC. Adică de ce e pentru pe A prima? Deci de ce pentru pe AC și fie că mergi cu A prim, fie că mergi cu CC prim, de ce e pentru în final pe planul ACC prim? E obosit, am obosit și eu. Am obosit și eu pentru că am tot repetat de, cred că am de 5 ori am repetat. Nu ne-am dat plecat nici din fața problemei anterioare, eram foarte gâtați. Și asta tot atât de frumoasă este. Da. Deci observăm cu cât înaintăm și intrăm în probleme, cu atât mai bine reușim să nu ne dăm seama că probleme sunt din ce mai frumoase. Redactăm. Povestește acum. Eu nu spui decât ce spui tu. Așa, la punctul 1. Punctul 1. Demonstrație. Acum arătăm la de ce credem. Punctual. Așa cum E este la mijlocul B prin B. Da, mă, din E prin B. Da, așa e. E la mijlocul B, B de prim. E la mijlocul B. Așa zice. E, foarte E aparține lui B de prim. B de prim. Cu calitatea. Așa încă. B, B prime. B prime. E egal cu B. E egal cu B. B. Da. E egal cu B. Bun. Cum B prim B e paralel cu A prim A. Da. Deci plecăm de la A, B, C, A, A, B, C. A prim, B prim, C prim, prisma. De acolo plecăm. Rezultă. Rezultă că B prim B. Da. Paralel cu? Paralel cu A prim A. A prim A. Și cum B e egal cu B prim B pe 2. Cum B e. B e egal cu B prim. Sau egal cu A prim A. Egal cu A prim A. A prim A pe 2. Rezultă de aici că ce este cu E? Cu E este linie mijlocie. Cu E egal linie mijlocie. Și așa, și CB e o mediană în triunghiul A. Stop, stop, stop. Dacă B este linie mijlocie, în triunghiul care? În triunghiul A, A prim, A, A, D. Mijlocie, nu? Triunghiul A. A prim D. Și atunci ce rezultă? Rezultă de aici că și B este mijlocul lui A, D. Adică A, B, egal B, D. Pentru că A, B, egal cu B, D. Și egal cu A mic, nu? A, B, egal cu B, D. Și egal cu A mic, cum am notat noi. C, B. Așa, de desubt. C, B, mediană.
În triunghiul. În triunghiul A-C-D. A-C-D. Și CP, spunem că are valoarea CP. CP egal cu A. CP egal cu A. Egal cu A, D pe 2, nu? Egal cu A, D, 2 pe 2. Că triunghiul A, C, D, dreptunghic. Da, triunghiul A, C, D, dreptunghic. Punctul A rezolvat. Punctul A rezolvat. Deci A a fost aici. B. De. Cum A prim, cum A prima e perpendicular pe AD. A prima perpendicular pe AD. Pe AD. Este. Și hai să spunem că mai întâi, că aici am dovedit că triunghiul e dreptunghic aici. Da, zicem că deci. Deci e perpendicular pe AC. Deci? Perpendicular pe AC. Asta este nici la punctul cu cum. Deci e perpendicular pe AC. De acolo plecăm, vezi? Deci? Perpendicular pe AC. Și... Stop, stop. Deci, avem acest lucru. Demonstrat. În triunghiul A, B, C, avem A prim perpendicular, mă rog, A prim perpendicular pe A, B, C. Scrie în ce sunt. A prim perpendicular pe A, A, B, C. Pe planul ABC. Pe planul ABC. Iar în planul A, B, C am demonstrat că și... Se include dreapta de ce? De ce inclus în ABC? De ce inclus? Scrie în ce sunt. De ce? Inclus în ABC. Din planul ABC, rezultă de aici că A prima e perpendicular și pe DCD. Adică DC e perpendicular pe AD. Perfect. DC e perpendicular pe A prim. Așa. Da? De ce? Și cum avem o dată DC e perpendicular și pe AC? Din alea două rezultă de aici că DC e perpendicular pe tot planul A, C, C prim, A prim. Corect. A, C, C prim, A prim. Foarte clar, foarte clar. Redactat și bine. E prins bine problema. E făcut un pic de efort și vreau să exact. E prins. O să poate. Nu te dai afară din clasă. Exact. Rămâi în problemă. Că spui, băi, s-o și stau de-o spune clasă, bă, las, bă, tu te închele de... Păi, văd, dacă ai fost un pic atent, cum ai tot ești. Tată, de cum nu știai? Totuși. Facem niște eforturi și să văd de da. Rezultatul muncii noastre începe să se... Da, profesor, dar trebuie să spun, recunosc profesorii la clasă, n-au asta răbdare cu copiii. Și nu fac atâta efort să faceți dumneavoastră, dacă faceți un serviciu umanității. Haideți să spunem așa. Pentru ca acești copii să fie ajutat, din nu mă gândesc mai ei. Dar eu n-am spus fiecare clipă, eu văd în fiecare clipă pe toți ceilalți care au șansa să ajungă și sunt trist, foarte trist, pentru cei care n-ajungă. Și mă doare teribil de mult. Știți cum îi văd? Îi văd exact cum vedeți la intersecții, stau și cerșesc. Dar îi văd grupuri, cu ochii sufletului meu, îi văd în grupuri cu părinți, cu bunici, cu toată lumea. E o tristețe imensă, pentru că matematica e prost, foarte prost făcută. Predată. Predată. Și nimeni nu are răbdarea asta. Dacă le-a explicat toți profesorii așa, la copiii ăștia, vedeți, era obosit, dar l-a scris imediat și el a știut să demonstreze și să corect și să... Deci l-am scos, poate eu părăsit să le spun. L-am simțit. Da. Și l-am motivat, l-am motivat și l-am zis, hai, ieși acum! Exact! Că se filmează! Da, pe altă care, mami, nici a văzut și s-a mobilizat. Da, da. Dar să ne gândim acum că toți cei interesați, eu vă zic și partea asta, toți cei interesați de matematică, chiar și părinți, chiar și copii, de orice colț al țării, al lumii, de așa, caută și sunteți singurul pe internet care faceți așa ceva. Și vă găsesc. Da, am început să mă găsească din ce în ce mai mult. Cei de interesați, să știți că nu sunt atenți nici la clasă și nici nu vă găsesc. Pentru că și nu sunt interesați. Așa.
Însă, internetul se pare că face un lucru bun. Dar eu mă gândesc la partea aceea care nu au internet. Deci, bună oară. Da, dar da, nu crezi că mai există. Credeți că mai există doar la țară. Sunt vreo 40%. Credeți că da, 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 nu este acces la internet acum? Da, 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 40%. Noi 60 am acoperit. Moldova, Republica Moldova face mai bine acoperirea decât noi. Așa mi-a zis, am vorbit cu băiatul ăsta și scrie mai bine. Noi suntem statistic vorbind. Este rezolvată chestia asta și să știi că la nivelul ăsta suntem. Statistic îi zic că acoperim tot. Nu, nu. Deci avem până 65-70 maxim. Dar 30 de luni, ce că n-am nicio șansă. Mă gândesc doar la cei foarte săraci. Atât, pentru că am înțeles că și Badea Ciobanu din are internet și telefon. Badea Ciobanu are internet acolo. Și are, telefon inteligent. Deci, tehnic, da. Dar vreau să spun potențial pentru a avea un telefon, pentru a avea un laptop, pentru a avea... Asta vă gândiți, că nu da, sigur, posibil acolo, de materiale părinții. E dramă. Acolo e dramă. Ei, și la aceea, eu sunt convins, dar da. Sunt convins că și acolo sunt oameni cu potențial nativ foarte bun. Eu m-am născut la țară, acolo, într-un colț. Am înțeles. Da? Și la ei tot mă gândesc și spun, ce să facem pentru aceea? Da. Asta e povestea. Dar uitați chiar guvernul ăsta din Republica Moldova, de la țară? Sigur că da. Sărac, cu părinții forțați și totuși a dat peste dumneavoastră și este totuși a învățat și pe dumneavoastră. Deci... Ce spunea? Nu știa simplu algebră. Exact, am scrisoarea în geantă, deci am putea să vă dau ieri. Da. Deci nu știa nimic. Da. Nu știa nimic, da? Deci un copil care dacă... Asta am vrut să zic, aici am vrut să ajung. Urmând, am citit toată scrisoarea aceea până la capăt și am înțeles că dacă cineva vrea, vă găsește și nu mai vede dumneavoastră că nu are nicio șansă. Altcineva nu mai face ce faceți. Da. Înțelege. Înțelegi, domnul profesor. Cum am spus, el acasă, neavându-mă aici, de o dată, de două ori, de trei ori, până înțelege. Exact, exact. Da? Înțelege și vedeți că a ajuns olimpic. Exact. Dar trebuie să fii strădania lui. La efortul meu, exact, trebuie să munca lui. Exact. Chiar spuneam, așa munca spune, mea, da. Munca mea și cu ce ați făcut dumneavoastră, da. Nu reușit. Da. Deci așa trebuie să două ori trebuie să fie... Da, m-a apreciat foarte mult de la ce a scris el în scrisoare acolo. Da? Deci eu m-am revăzut cu ani în urmă în copilul acesta, muncind acolo, pe brânci de unul singur, perfurate, când aveam timp, tot timpul trebuia să mă duc la munca câmpului. Da, și gândiți-vă că n-aveați acces la internet. Nimic. Nu l-ați găsit pe copul online, nimic. N-ați găsit pe nimeni să vă ajute și ați ajuns, vedeți? Eram numai eu. Exact, sunteți o dovadă a faptului că se poate. Băiatul ăsta care a avut acces la internet, era că era sărac, se face o dovadă că se poate, dacă copilul muncește. Da? Deci totuși... Eu mi amintesc că vine vorba că era liceul la Vădutului. Da, ce-a zis. Liceul de Vădutului, deci sunt produsul cel mai tare al Vădutului de Vădurată. Am avut o singură culegere. Deci o singură culegere cu care m-am dus la admitere. Una singură. Și cu aceea am luat frau. Și întrebările dumneavoastră că le puneați, dumneavoastră ce întrebați, dumneavoastră dădea cu capul. Că nu vă răspundea nimeni. Că nu aveai nimic. Dar ce a spus din informatică? Când profesorul de la clasă. Și dacă profesorul de la clasă era slab, păi era cum se întâmplă și în zilele noastre, domnul profesor? Profesorul de la mine, la clasă, nu ieșea să-și ia pâine. De teamă că îți întrește cu mine. Și ea mă terorizează ursul. Da. Eu l-am setat la colțul străzii acolo, stăteam cu problemuța așa și eu nu mai venea în casă. Nu risca, ori dacă era în casă mă ieșea, ori dacă era afară, nu mai intra în casă. Ia vezi mai ursul pe afară, nu mă duc. Nu ies. Da, am povestit asta când am găsit profesorul la mână. Și mai terminat cât a fost. Da. Vreți să-l opinească că nu mai există acum. Da? Da. Hai să vedem, mai avem o problemă, nu? Da, mai avem o problemă și vreau să avut care între colegi, așa că trebuie să o ajut. Da. Da, să știu. Da, nu știu un pic din pauză. Exact, exact, dar am văzut că era mă mai bine așa. Am tot repetat, am repetat, am depus bani maxime în poți și eram preț. Mai poți să mai poți. Ei, poate, 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 deja poate, nici. Da. Aia, de drumul ne fost și chiar. Sunt la mine și zic, băi, mă las. Deci, mai mult tema asta e tocmai pentru marți, nu? Abia cu diplomația, m-am cerșit.
E pentru mie, e pentru Marți. Bine. Care vine, bă, că voi vine nu aveți mai iau ce geometrie. Pentru Marți, ce ai, mă, facem problema? Acum că voi v-ați... Da, faci mai să faceți. Mai gândiți să faci, mă, atât mă gândiți singur. Vă gândiți să gândiți singur? Da. Stai, nu te mai opri. Dacă vreți, ne oprim. Da, pentru că am făcut eu fibra greșită, că e ceva contra 18, 18, 16, 16, cred că e... Poate ești obosit, te referi. Exact, dacă vrei, nu trage, da, trage, 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 mai poate nici... Poate și nu... Facem simile să începem. Așa. Tema pentru sincer, dar oare? Eu, ce că vrei 18, 16, cât și 18, cât și 18, cât și 18, cât e eu, structura 8? Da, da, da. Trebuie să spun Maria ca să-și ia pachet țigări. Deci nu mai pentru asta vine. De asta nu mai stau dacă vine. Cosmin a venit, n-am chef să... Deci n-am făcut, dar nu mai bucă, nu mai e loc. Vine la pachet țigări. Credeți că vine pentru pachet țigări? Și aici să la meditați, să faci o meditați la 8, până la 8 acum. E 8 și 2 minute, am cea mare, nu? Da. Bun, nimic, ai dat pachetul de țigări și îți spuneți că... Da, să zicem. Da. Ce am făcut noi? Vreau că trebuie titulat de programă, că e cea mai importantă. Așa, și de real, da? Așa. Piramide, prismă. Nu uitați să dați și share. La revedere!